Bună ziua, stimați prieteni! De mult ne văzut în formatul acesta, pentru că suntem mai mult în teritoriu. Astăzi, live-ul nostru, care de obicei vineri, îl facem la orele 10, îl facem la orele 12. De ce la ora 12? Chiar poate să este și subiect important la care vreau să accentuez. Trebuia să am ședință de judecată la Curtea Supremă de Justiție la orele 9. Foarte interesant. Ședințele de judecată toate au fost amânate până după data de 3 noiembrie. Repet, ședințele mele de judecată au fost amânate după 3 noiembrie. Pe de o parte, bine, pentru că pot să mă implic mai activ în campania electorală, pe de altă parte, e un semnal foarte clar că sistemul judecătoresc și instituțiile de stat se așteaptă probabil la unele schimbări în timp apropiat. Și stau pe gânduri să execute sau nu ordinele din partea Maia Sandu și a grupării sale care se află la guvernare. Un element destul de interesant dacă vorbim de sistemul judecătoresc. Da, ei mi-au numit 12 ședințe judecate începând cu noiembrie și decembrie, până la sfârșitul anului să am 6 la Curtea Supremă, 6 la Buiucani. Dar, ce interesant, vreau să atrag atenție. Prin lege specială, prin lege exclusivă, guvernarea a hotărât să deconecteze un judecător de la Curtea Supremă de Justiție de dreptul de a judeca. Un caz care e în premieră. Adică pe un judecător, ca să nu judece, ei prin lege l-au deconectat, au aprobat o lege care pur și simplu l-a dat într-o parte de la procesele de judecată. Nu o să numesc numele, îl cunoașteți la Curtea Supremă de Justiție, care era și în completul meu, dar și trebuia să expună pe dosarele domnului Filat. Foarte interesant. Un precedent foarte periculos, care va avea efecte pe viitor. Eu vreau să întreb pe Maia Sandu și formatorii săi, ei înțeleg ce fac? Prin aceste precedente, prin vieticul, previetingul lor, care deja știm la ce a dus. Și vreau să vă sugerez celor din sistem, cei de la guvernare probabil cred că izveșnici, dar voi înțelegeți că următoarea guvernare care vine în anul următor, se începe în anul acesta cu un nou președinte și în anul următor va fi alt parlament, alt guvern, poate să aprobe lege de anulare la tot vietingul, previetingul, cineva numit lege post-vieting, post-previeting, nu contează cum o să fie numit, lege de deoligarhizare, dacă se poate așa, de scoatere din capturare a justiției Republicii Moldova, va fi așa lege, care va anula vietingul, previetingul, care va deconecta toate conservele pasului de la Curtea Supremă de Justiție și din alte instituții, și de la procuratură, și din judecăți, pe perioadă, îi va deconecta. Precedentul v-ați creat. Și paralel să vă faci concursul pentru anumite judecători, procurori, oameni corecți, oameni profesioniști, oameni neangajați politic, cel mai important. Nu contează viziunile lui, principal să fie profesionist. Noi, următoarea guvernare, anume așa, putem să procedăm în bază la ceea ce faceți voi. Iar cei care îndeplinesc acum, în continuare, ordinele ilegale a Maia Sandu și grupării sale, și nu v-ați învățat din exemple din anii aceștia, trebuie să înțelegeți că sunteți utilizați și pe urmă aruncați la gunoi. Exemple sunt foarte multe în procuratură. Robu Bulat, în sistemul justiției chiar recent, judecătoarea asta, Nina Cernat, ați văzut, care a îndeplinit tot ce trebuie la CSM, ce trebuia mai să am. Și după aceea ce a făcut? Acum anii s-au apucat de 145.000 de euro, nu știu ce acum. Deci toți acei care slujiți orb regimului Maia Sandu, pamatrosit și brosit. Și nu va fi jale nimănui de voi. Gândiți-vă voi singuri la voi și nu executați ordinele ilegale, pentru că voi se acoperă și vă dau aceste ordine verbal, nu în scris. Și pe urmă v-a spus că nu a spus cineva, nu v-a spus nimic. Și o să răspundeți conform legislației. Asta e și o mică introducere. Acum câteva subiectele principale de săptămânii. Eu vreau să încep cu un subiect care el nu este atât săptămânal, dar să abordez și unele subiecte, unele elemente care au fost în discuție săptămâna aceasta, dar el este conceptual. Am văzut mai multe discuții în societate cu cetățenii, cu multe chestii. De ce consider necesar să abordez astăzi în acest live? Încă o dată, elementele cheie
dacă doriți, pilonii ideologici ale politicianului Dodon și ale Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Ei sunt cinci. Și atunci când voi spune acești cinci piloni de bază, ideologici, mă voi referi și la unele comentarii care au apărut săptămâna curentă. Primul pilon principal pentru noi este păstrarea statalității Republicii Moldova. Noi suntem împotriva unirii și cu România, și cu Rusia, și cu Nova Rusia, și cu tot ce vreți. Noi suntem categoric împotriva cederii pământului moldovenesc. Noi suntem stat independent, suveran. Acesta este principiul de bază al nostru, al socialiștilor. În acest sens, noi considerăm că trebuie de modificat. Că este Constituția Republicii Moldova. Este articolul 142, care a fost introdus în Constituție. Nu știu pentru ce. Care este o bombă. Pentru că articolul 142 din Constituție permite ca pune semnul întrebării suverenității. Spune că dispoziții privind caracterul suveran, independent și unitar al statului poate fi revizuite prin referendum. Adică în Constituție este mecanism de lichidare a statalității. Noi considerăm că acest articol și noi când vom ajunge la guvernare vom face tot posibil ca acest articol să fie revăzut din Constituție. Pentru că atunci când noi am mers la Curtea Constituțională să cerem interzicerea activității partidelor politice care pledează pentru lichidarea statalității, Curtea Constituțională a făcut trimitere la acest articol. Deci poziția socialiștilor, toate partidele, toți politicienii care pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova, indiferent unirea cu românii frații sau cu frații ruși care numesc ei sau cu nu știu cine, noi considerăm că aceste partide și acești politicieni într-un stat independent trebuie să fie în afara legii. Și noi vom pleda pentru acest lucru. Cetățenie. Noi considerăm că cetățenii Republicii Moldova, așa cum este convenția, și pot să vă spun convenția din ce an, este convenția care a fost ratificată de Republica Moldova 14 octombrie 1999, hotărârea Parlamentului 621, cu privire la ratificarea Convenției Europene cu privire la cetățenie. Această convenție permite cetățenilor Republicii Moldova să aibă multiple cetățenii ale altor state. De aceea, cetățenii Republicii Moldova sunt peste 1,5 milioane, aproape 2 milioane, care au cetățenie română, rusă, bulgară, germană și așa mai departe. Eu am rude, fratele meu are altă cetățenie. Are plus încă o cetățenie. Verișorii mei, cu mătrii, dar toți din voi aveți, dacă nu aveți personal voi cetățenie, altcineva din apropiația dumneavoastră. Dar eu rămân pe poziția fermă, că funcționarii de rang înalt ar fi bine și trebuie să aibă doar o cetățenie a Republicii Moldova. Aceasta este poziția noastră, poziția mea, este poziția politică. Cum de asigurat acest lucru? Pentru aceasta trebuie modificată legislația. Și aici apare o problemă. Noi când am inițiat, noi am inițiat modificarea legislației, pentru că primele persoane în stat să nu aibă dreptul să aibă o altă cetățenie. Se face referire la această convenție despre care am vorbit de 99 și atunci când ea a fost ratificată, n-a fost ratificată cu rezerve referitor la cetățenia funcționarilor publici. Pentru că trebuia să, în Parlament să spună excepții, ne alăturăm aceste convenții, excepții funcționarii 1, 2, 3. Acum e necesar de renegociat și de pus excepții, cum au făcut unele state. Eu o să vin în timp apropiat cu analiză în ce state funcționarii de rang înalt nu au dreptul să aibă cetățenie dublă. Deci poziția noastră rămâne fermă. Funcționarii de rang înalt nu trebuie să aibă cetățenie dublă. Dar pentru aceasta trebuie să modificăm legislația și noi vom modifica. Am văzut că v-ați legat de candidatul nostru Stoianoglu, Alexandru Dumici, care are și o altă cetățenie. În primul rând, dumnealui nu a ascuns acest lucru. Nu a ascuns-o nici față de noi. Noi am avut discuții la acest capitol. V-ați aninat și faceți show-uri din aceasta. El s-a expus poziția, nu vreau să o repet. Eu înțeleg că vreți să faceți campanie din aceasta pentru a discredita un candidat. Gata, au trecut. Au trecut pentru că 1,5 milioane cetățenii au altă cetățenie. Și bine, și el e unul dintre aceștia 1,5 milioane. De ce o să vă aninați săptămâna viitoare? O să vă aninați că e de altă etnie? Sau că nu e negru, sau că e alpări, sau de ce să mai aninați? Nu, e jalnic ceea ce încercați voi să faceți, echipa mai santă. Primul pilon, statalitate. A doilea, independența economică și dreptate socială. Noi suntem categoric împotriva cederii intereselor noastre economice. Producătorii autohtoni, am spus 50% pe rafturi producerii autohtone. Noi suntem împotriva la ce se întâmplă în sistemul bancar. Noi nu avem bănci autohtone. Juchesc cetățenii Republicii Moldova.
băncile toate acelor din Occident, europeni, americani. Noi nu avem Banca Națională a Republicii Moldova, ea este o filială a Fondului Monetar Internațional. Păi e ca a doilea principiu, noi suntem pentru independență economică și dreptate socială. Dacă nu o să facem reguli în economie, nu o să avem bani pentru domeniul social. Domeniul social este vorba de școli, este vorba de învățământ, este vorba de sistemul medical, care sunt funcțiile sociale ale statului, persoanele etate. Deci asta e a doilea pilon a socialiștilor, a treilea, foarte repede. Neutralitate militară și interes național. Noi suntem împotriva bazelor militare. Неважно, a cui soldați, americani sau ruși, ei nu trebuie să fie pe teritoriul unui stat neutru. Asta este poziția noastră a socialiștilor și vom pleda pentru această poziție în continuare. Nu exerciții militare pe teritoriul Moldovei. Noi vom fi la guvernare, noi vom interzice să fie exerciții militare. Acesta este al treilea principiu. Al patrulea, valori și familie tradițională. Valori creștine. Voi știți. Recent am văzut, foarte interesant, faptul că ai spus că ești împotriva LGBT-ului în școală, cineva a spus că astfel discriminezi LGBT, nu, ăștia, nu, galgeni, albaștri de culoare simt. Adică dacă eu zic că nu-ți poate în școală, eu pe dânșii discriminez. Voi și cu totul v-ați ieșit din minți. Uitați ce se întâmplă în țările europene. Nu, chestia asta categoric nu trebuie. Deci familia tradițională, valori tradiționale, trebuie să fie un minister al familiei care se ocupă de chestiile astea. Cum a făcut Ungaria. Cum a făcut domnul Orban în Ungaria. Noi vom insista pe acest lucru. Acesta este principiul nostru de bază. Și a cincilea principiu, unde ne integrăm? În est sau în vest? Aici vreau să fie o claritate. Orice integrare în est sau în vest, în Uniunea Europeană sau în Uniunea Euroasiatică, în opinia socialiștilor, în opinia noastră, poate să aibă loc cu respectarea acestei patru principii de mai sus. Prima, statalitate. A doilea, independență economică și dreptate socială. Al treilea, neutralitate și interes național. Și a patrulea, valori tradiționale, familie tradițională. Pe că când te integrezi în est sau în vest, e că acestea patru sunt cele mai importante. Negociem dur cu oricare referitor la aceste patru lucruri, cel puțin, foarte important. Și interes economic tot. Să nu spună francezii că vă primim în Europa, dar scoteți strategiile. Poate fi așa ceva. Unele țări au pățit așa. Sau polonezii spun, scoateți livezile pentru că voi sunteți concurenți pentru noi la producerea de miere. Sau alte lucruri. Noi, sau vânzare terenurilor agricole, ceea ce a apărut acum. Apropo, domnul ambasador, eu stimez orice ambasador, el este delegat în Republica Moldova, să reprezinte un stat în Uniunea Europeană, în cazul dumneavoastră. Dar ce v-a strâns la perete mai sunt. Azi spuneți așa, a doua zi spuneți invers. Păi ați spus corect, în Uniunea Europeană nu sunt interdicții la vânzarea terenurilor agricole către străini. Adică fiecare țară care devine membru UE trebuie să liberalizeze piața funciară. Asta e o normă. Și toate țările au trecut prin asta. Da, unii au o perioadă de tranziție de 3 ani, de 7, de 11, dar ăsta este obiectivul. Ați spus lucrul așa cum este, săptămâna trecută. Cred că ați primit-o peste cap de la Maia Sandu sau de la Ursula von der, care vine zilele astea la Chișinău, spuneitoare. Și am ieșit, dar nu e chiar așa, dar nu e așa. Dar spuneți clar, da sau nu, și îmi blați cu variante. De ce? Orice integrare în est sau în vest, negociem. Trebuie să negociem, să vedem ce ne propun. Am negociat după ce am făcut referendum. Am spus la oameni, mai bun, ia ca ce îmi propune Uniunea Economică, Euroasiatică. Ia ca ce îmi propune Uniunea Europeană. Le-am pus pe masă, i-am informat pe oameni. Și după asta spui, ce vreți voi, încolo, încolo sau nu, nicăieri, suntem prieteni cu toți. Eu sunt pentru cei să fim prieteni cu toți, și cu est, și cu vest. Asta e poziția noastră, socialiștă. Dar așa cu referendumul ăsta, ce fac ei? Vă spun ce fac. Asta cum te-ai căsătorit cu mireasă, cu paranja, dar după nuntă o vezi că e bătrână și zbârlit și vrei să iei lumea în cap și să fugi din asta. Păi că așa ne duce Maia Sandu, cu referendumul ăsta. Care e referendum? Deci principiile pilonii de bază a socialiștilor sunt aceste cinci. Și tot ce vom face noi, parcursul următoarelor perioade, vor fi anume pentru respectarea acestor cinci principii. Repet, statalitate, independență economică și dreptate socială, neutralitate, valori tradiționale și
religia noastră. Și cinci, orice integrare în Est sau în Vest, numai după negocieri dure referitor la aceste principii și după asta doar referendum. Acum, al doilea subiect, de ce am vorbit de referendum, hai să vorbim puțin despre referendum. În primul rând, stimați prieteni, concetățeni, acesta nu este referendum despre intrarea în UE sau nu. Acesta este referendum despre modificarea Constituției. Ei vor să modifice Constituția. Ei nu vă întreabă dacă vreți în UE. Ei vor să modifice Constituția ca să obțină drepturi suplimentare, să modifice legile. Dacă, Doamne ferește, acest referendum trece, o să vedeți ce teror o să-și permită Maia Sandu, dacă va rămâne, dar Doamne să nu rămâne, sau pasul, parcursul următoarelor câteva luni. Ciuparca asta zbârșită, n-am tot, deja l-a spus. Nu, eu îl citez acum pe un lider politic care a spus despre însăși. El deja l-a spus. Că după alegeri noi trebuie să facem o leacă de regulă în Moldova. Vă spun ce înseamnă regulă asta. O să fie lichidate toate forțele politice. Și toți cei care gândesc altfel decât de ăștia de-al de Oază Nantoi și de-al de Maia Sandu. Șoimarul cel întâmplător a spus de religie, apropo. I s-a scăpat cuvântul, și unul și a doilea. S-a scăpat cuvântul ceea ce l-avem și se discută. Păi că dacă trece referendumul, ceea ce a fost în Ucraina pe fundal de război, când am interzis absolut pe toți, aici o să se întâmple în baza acestui referendum și o să se acopere cu noi, cu voi, cu mine și cu dumneavoastră. Maia Sandu vorbește despre Euroremont. Maia Sandu, care era Euroremont? Euroremontul matale Maia Sandu înseamnă LGBT în școli, înseamnă moldoveni fără pământ și argați, înseamnă bază militare în Republica Moldova, străini și migranți în toată țara. Ia că ce înseamnă Euroremontul dumitale. Mai bine fă-ți Euroremont în afara țării unde ți-ai cumpărat imobile. Fă-ți acolo Euroremont. Pe noi, pe moldovenii, las că noi să ne lămurim singuri acasă. Du-te în Euroremontul tău, unde acolo? În Viena sau unde vorbește internetul? Sau Euroremontul lui Alaiba și al lui Spânu. Asta când plătești de 3 ori mai scump și aici nu costă atât. Apropo, a venit diaspora acasă, am vorbit cu mulți, ei sunt în șoc de costul vieții în Moldova față de costul vieții în Italia, în Franța, în Germania. Spun, băi, dar cum voi trăiți aici? Cum trăiți voi în Moldova sub Maia Sandu, unde prețul este 2-3 ori mai scump pe unele produse și servicii decât în Europa? Și le spun eu, dar păi, Maia Sandu, Spânul, ești la guvernare și o ce fac? De ce? Poziția noastră foarte clară în ceea ce ține de referendum. Acest referendum categoric nu trebuie să treacă. Noi am spus, noi nu vom participa, noi în șmecherii lui Maia Sandu nu participăm. Noi mai avem 2 săptămâni în această direcție. Haideți să ne gândim foarte bine. Cei care credeți în valorile UE și eu vă înțeleg. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Asta e poziția dumneavoastră și eu o apreciez. Dar nu este acum discuție despre UE. Este referendum despre dezlegarea mâinile Maia Sandu. Maia Sandu să-și bată joc de moldoveni. Păi vă vreți asta, chiar dacă sunteți pentru UE. Noi referendum de integrare în UE să facem după ce finalizăm negocierile. Și apropo, care... Hai să ne uităm la UE. E ca Macron a ieșit ieri și a spus că dacă nu investesc urgent în economie vreo 700-800 de miliarde de euro, aproape un trilion de euro, Uniunea Europeană în 2-3 ani e la pământ. Unde vă grăbiți să vă duceți? Hai să vedem ce o să fie la ei. Ei au probleme foarte mari pe intern. Dar să fim noi independenți așa, cu negocierile, cu ei mergem mai departe, încercăm să găsim ceva surse pentru infrastructură, pentru dezvoltare, dar unde vă grăbiți vă așa? Nu vă grăbiți. Nu știți ce o să fie peste 2, 3, 4, 5 ani cu același Uniunea Europeană. Sau uitați-vă că am citat o noutate. Europejski Союз подаст иск против Венгрии в суд ЕС из-за закона о защите суверенитета. Adică o țară membru UE, membru NATO, aprobă o lege de păstrare sau de respectare a statalității și Bruxelles îi dă în judecat. Păi voi vreți să ajungem la așa ceva? De ce cu acest referendum? O să vă tragă pe soară, dragi prieteni, cei care sunteți pentru integrarea europeană, să-ți minte. O să vă amăgească, o să vă mintă și o să vă tragă pe sfoară Maia Sandu din nou, așa cum v-am amăgit 4 ani în urmă. Încă o dată, acest referendum nu are nimic comun cu integrarea europeană. Ei vor să-și modifice Constituția ca să aibă instrumente suplimentare ca să-și bată joc tot din noi și de voi. Și al treilea subiect, alegeri prezidențiale.
foarte succint. Am mai rămas 2 săptămâni, astăzi este ziua de vineri. Campania este în toi. La sigur, vedeți și campania noastră. Evident, sunt 2 lideri în această campanie electorală. Noi avem măsurări, sondaje interne în fiecare săptămână la companii diferite. Noi știm care sunt tendințele. Chiar dacă încearcă cineva să выдавать желаемое за действительность. Dar vreau să vă spun foarte clar că liderii sunt clari, Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu. Apropo, Alexandru Stoianoglu este în creștere, noi avem cifrele respective, cunoaștem. Ei încearcă să învingă în turul întâi, Maia Sandu. În interiorul țării nu au nicio șansă. Deci ei vor încerca să falsifice în diasporă. Noi cunoaștem acest lucru. Noi vom asigura reprezentanți și membri ai comisiilor electorale, biroul electoral în diaspora, în toate țările, vom face tot posibilul și vin cu apel și către reprezentanții altor concurențe electorale. Deci noi trebuie să unificăm forțele, pentru că altfel o să ne trăsnească, o să ne falsifice alegerile Maia Sandu în diaspora. Pentru că dacă nu o să avem observatori, pur și simplu o să ștampuiască Maia Sandu și o să arunce buletinile. Deci e foarte important. Vreau să mă adresez la alți concurenți electorali, la cei 10. Este Maia Sandu și sunt 10, sunt spus total. Noi trebuie să unificăm eforturile pentru a preîntâmpina falsificarea masivă care se pregătește în diaspora. În țară noi avem deja reprezentanți, membri ai comisiilor peste tot. Și aici o să fie mai greu. Dar în afara țării, lor le trebuie 150.000 de voturi. Circa 10%. Care se falsifice în diaspora. Deci noi vom avea acolo oameni, dar eu vin cu apel către alți lideri, alți concurenți electorali. Noi, haideți să ne unificăm forțele. Nu trebuie să facem din asta mare publicitate. Nu trebuie să ieșim în conferințe de presă pentru că suntem concurenți electorali și lucrul ăsta poate nu dă bine pentru unii. Pentru noi nu e problemă. Dar neformal, noi trebuie să avem consultări și să ne unificăm forțele. În caz contrar, repet, o să falsifice alegerile în turul 1. Pentru că în turul 2 Maia Sandu nu are absolut nicio șansă să câștige. În turul 2 Maia Sandu pierde de la Stoianoglu și ei știu asta. Deci vor încerca să falsifice în turul 1. Și aici trebuie să ne unificăm forțele toți împreună. Stimați prieteni, acestea au fost 3 subiecte. Haideți să vedem că au mai venit câteva întrebări. Răspundem la ele foarte, foarte rapid. Așa. Tak, TikTok. Cu referendum ce facem? Am spus poziția mea. Aceasta este o șmecherie Maia Sandu. Eu în combinațiile Maia Sandu n-am de gând să particip. Deci noi nu vom participa în acest referendum. Noi nu vom lua buletinul de participare la referendumul Maia Sandu. Grigorie, unde e dreptatea Moldova? Dreptatea o să se vedea după alegeri, Grigorie, Grigorie de pe TikTok. Pentru că noi că așa suntem toți deștepți în timpul pe TikTok, pe, nu fac aluzii la Matali, Doamne ferește. Noi toți suntem foarte bravo pe rețele de socializare. Și mai o măsă cu dânsă și nu știu ce. Dacă când venim la alegeri, ori nu ducem la alegeri, ori iar o votăm pe Maia Sandu. Și apoi ne batem capul de perete. Păi haideți pe data 20 octombrie să arătăm unde dreptate. Votați pe urșcare în manul pe Maia Sandu. Moldovan de pe TikTok. Integrarea UE nu e o lichidare a Moldovei. Eu v-am spus poziția mea. Eu consider că integrarea Uniunii Europeană în condițiile care promovează Maia Sandu, asta înseamnă cedarea suveranității Republicii Moldova către Bruxelles. Eu sunt împotriva cederii suveranității. Și o astfel de decizie nu se ia cu 70% la referendum, dar se ia cu 51% din cetățenii Republicii Moldova. Însăși, procedura care fac ei acum este încălcarea legislației. De ce noi suntem împotriva cederii suveranității statului? Lexus. Și cu gazul. Lexus, și cu gazul. Știți de unde este gazul? Cine spune? Prim-ministru Natalie, îmi pare că a spus, sau cine v-a spus. Ce cu gazul? Gaz va fi, vedem cu ce prețuri. Evident că schemele continuă la gaz. Vedem companie românească care a luat închirie. I s-a cedat rețelele în Republica Moldova. Pe acolo este de lucru până despre capul. Țin cont de prețurile care sunt acum pe piața gazului, eu am spus, tariful trebuie să fie cu mult, cu mult mai mic. Poate nu 4,20, 4,60, cât era pe timpul Dodon, dar la sigur, nu pe tariful care se plătește acum. Nica, TikTok, ce o să faceți congeurile din Moldova? După
care lege vă conduceți cu boicotarea referendumului? Numărul articolului, vă rog. Dumnezeu va schimba în Constituție limba de stat în limba moldovenească. În primul rând, încep cu ultima. În Constituție, limba de stat este limba moldovenească, nu limba română. Este o decizie, în opinia noastră, ilegală a Curții Constituționale și o lege ilegală aprobată de Parlamentul Maesandu. Această lege va fi abrogată, anulată de socialiști în următorul Parlament. Deci, în Constituție este limba moldovenească. După care lege vă conduceți cu boicotarea referendumului. Noi știm la ce vă referiți, stimată Nica de pe TikTok. Maia Sandu a aprobat regulamentul așa, că sunt doar două opțiuni. Sau pentru, sau împotrivă. E special așa făcut. Noi, în jocurile Maia Sandu, nu participăm. Cetățeanul Republicii Moldova, conform Constituției, este liber în luarea decizii. Particip sau nu particip? Pe că noi nu participăm în acest referendum. Și asta este indicat în Constituția Republicii Moldova. Legi separate nu ne trebuie. Ce să faceți cu ONG-urile în Moldova? Voi știți poziția mea. Eu consider că trebuie de aprobat o lege cum este în Statele Unite, cum este în Uniunea Europeană, cum este în Georgia. Legile sunt cam aceleași. E critică georgienii. Dar noi trebuie să aprobăm o lege similară ca sorosiștii, ONG-iștii, să nu influențeze politica de stat în Republica Moldova. Vreți să vă ocupați cu, nu știu, cu ecologie, ocupați-vă. Vreți să vă ocupați, nu știu, cu altceva, ocupați-vă. Dar dacă vă bărăți în politică, atunci raportați, vă rog, de unde banii, care este influența celor străini. E că așa legii trebuie aprobată în Republica Moldova. Și eu voi pleda pentru astfel de lege. Iug Moldova. Pe domnul Stănăducul îl știm și avem încredere în el, dar legătura cu dumneavoastră îl discretează cum comentați. Iug Moldova. Nu, haideți să... Eu am văzut ce... Dar ce vă uitați dacă îl discretează? Eu am văzut așa astfel de mesaje care sunt lansate de unii oponenți politici. Domnul Stoianoglu este candidat independent, nu este membru Partidului Socialiștilor. Orice candidat independent fără o forță politică puternică alături nu avea nicio șansă în acest scrutin prezidențial. Nici la colectarea semnăturilor, nici la campanie electorală. Vă ați văzut ce întrevederi petrece domnul Stoianoglu în Răioane? Probabil ați văzut. Sute de oameni vin la întrevederi. Aceste întrevederi sunt organizate de noi, de Partidul Socialiștilor. Putea oare un candidat independent să crească de la 1% rating în mai până la 17-18% în săptămâna trecută? Nu putea să crească, fără un partid puternic alături care promova acest candidat. Deci, domnul Stoianoglu nu este candidatul membru al Partidului Socialiștilor, domnul Stoianoglu este candidat independent, apartinic, care noi l-am propus să fie susținut și de alte forțe politice și, la sigur, va fi susținut în turul 2 de mare majoritate a opoziției. Tatiana Climenco, domnule domn, e de dorit ca Stoianoglu să se dezică de cetățenie română. Doamna Tatiana Climenco, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că șefii de stat, conducerea țării, trebuie să aibă doar o cetățenie. Noi vom face tot posibil să modificăm și legislația în acest sens și să vedem care este procedura despre care vorbesc dumneavoastră. Dar eu sunt de acord cu poziția dumneavoastră. Terra Moldova, Victoria 65. Ce faceți cu toate tratatele iscălite până în 2030, cu tratatul pentru pace, cu agenda 2030? Ceea ce e bun pentru moldoveni, ceea ce e bun pentru moldoveni, aprobate inclusiv de guvernarea care este acum, guvernarea Maia Sandu, dacă este ceva bun pentru moldoveni și corespunde intereselor naționale, el trebuie să fie în continuare, dacă nu, trebuie tot abrogat, anulat. Și noi acest lucru vom face. Victor Advahov, TikTok. Nu, Advahov. Для чего нужно уничтожение документа о приветнике? Ваше мнение. Виктор, ну это же понятно. Концы в воду. Знаете, что делают бандиты? Ну это бандиты, это мафия. Вот нынешнее руководство страны и все, что они сделали в юстиции и прокуратуре, это мафия. Это бандиты. После того, как по беспределу, незаконно провели вот все эти оценки и назначили своих людей судебных инстанций, что они делают? В конце воду. Нужно все это аннулировать. Поэтому они и приняли этот закон. Но они недалекие. Ну, мы же следующая власть возьмет и примет закон об аннулировании всего этого ветинга, все, что они сделали. Запросто. И это будет закон, это будет по Конституции. Поэтому все, что вот это мышиная возня, почему-то они думают, что это их спасет. Ничего их не спасет. Екатерина Тикток, что вы будете делать, когда референдум все-таки пройдет? Ведь он незаконен. Мы не будем признавать результат этого референдума.
Я думаю, что следующая власть отменит. Если нужно будет, проведем в следующем году либо в парламенте, либо если нужно будет, проведем референдум другой об отстаивании национальных интересов Республики Молдова. Я уверен, что те, которые за европейскую интеграцию, тоже проголосуют за национальный интерес Республики Молдова. Снимас приятень жмади ора, калибичей скурт, клар, сперк, клар пентру тоц. Acestea au fost mesajele care am vrut să le transmit astăzi, vineri. Eu vreau să vă informez că noi suntem permanent în teritoriu. Mâine noi vom fi cu candidatul independent și voi fi și eu prezent la Drochia, la ora 10. Voi fi și în piața din Drochia, dacă cei care ne privesc mâine ne vedem în piață. La 13 vom fi mâine la Fălești, la ora 16 vom fi la Sângerei. Duminică este un festival, vreau să fac o leagă de publicitate foarte frumos la Nord, este festivalul mărului la Soroca, la ora 10. Eu voi fi, ne vedem acolo cu cineva fi pe loc. După aceea avem întrevederi la Brăceni, la Iedineț și la Rășcani. Deci următoarele două zile eu voi fi în nordul țării, în 6 raioane. Ne vedem, discutăm, răspund la toate întrebările și eu și, bineînțeles, candidatul poporului, domnul Stăianoglu. Eu vă mulțumesc, vă urez o zi bună, succes și sănătate și cu Doamne ajută. Mulțumim!